Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Planul acesta măreț de mântuire lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos, dovedită cu putere săvârșită prin învierea din morți a Domnului nostru, ne arată fiecăruia în parte că întreaga trăime, Tată, Fiu și Duh Sfânt, au lucrat împreună pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare? Vă rog să deschideți împreună cu mine scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vom citi primele 18 versete. Pagina Sfintele Scripturi, 1053. Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vom începe citirea de la versetul 1. Așadar, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis, Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus." Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză pe jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză pe jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” el le a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi?” pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie! Ea s-a întors și i-a zis, să ne vreiește, rabunii! Adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Veniți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Stăpânul nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea feței tale plin de bucurie pentru întreaga lucrare de săvârșită, de mântuire pentru fiecare om care se apropie de tine. Mântuirea arătată prin Domnul nostru Isus Hristos, prin jerfa de la calvar și de asemenea prin înviere. Am vrea, Doamne bună, în această zi de sărbătoare, bucurându-ne împreună cu toți copiii tăi care sărbează această zi și în același timp cu cerul întreg. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte ca bucurându-ne de această înviere a Domnului nostru Isus Hristos să fim gata să trăim așa cum a trăit și Domnul nostru. În același timp să fim, Doamne, dispuși să ascultăm de Tine în fiecare detaliu, pentru că drumul acesta pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a deschis este drumul mântuirii și am dorit, Doamne, tot mai mulți oameni să pășească pe drumul acesta. Binecuvântează întâlnirea noastră, binecuvântează fiecare inimă în parte și am dorit, Doamne, ca plecând din locul acesta să plecăm alături de Tine, însoțiți de Tine, dar nu în orice fel, ci Tu să fii Domnul și Stăpânul, pentru că Tu ești care conduce oamenii spre mântuire. Binecuvântăm numele Tău cu drag și îți mulțumim și te slăvim, Domnul nostru. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Una dintre cele mai fascinante minuni care pot să existe în lumea noastră este întoarcerea unui om la Dumnezeu. Întotdeauna, experiența aceasta a convertirii, cum este numită, așa cum o numim noi, întoarcerea unui om înspre Dumnezeu, are la bază un moment al întâlnirii cu Domnul, un moment special. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că întotdeauna acest moment pe care Dumnezeu îl alege. Această arătare a lui Dumnezeu pentru omul respectiv stă la baza deciziei extraordinar de importante, dar și foarte greu de luat, ca un om să capituleze la picioarele lui Dumnezeu și să-și pună întreaga viață în mâinile celui care, iată, ne-a creat, dar și ne iubește extraordinar de mult. Realitatea este că puțini oameni ajung să se bucure de lucrurile acestea. Adevărul scripturilor cu privire la această arătare a lui Dumnezeu și această prezentare a lucrării lui Dumnezeu în viața unui om, întotdeauna are la bază o căutare sinceră vor avea parte de Domnul, vor avea parte de lucrarea lui Dumnezeu și de bucuria învierii Domnului Iisus Hristos, cei care realmente își doresc lucrul acesta, caută lucrul acesta cu intenții bune, cu o inimă deschisă și în același timp vor beneficia de aceste lucrări extraordinare a lui Dumnezeu, cei care sunt realmente interesați de lucrul acesta. Mulți oameni ar dori să vadă o minune, așa cum a dorit și Irod să vadă. Mulți oameni ar dori să aibă parte de un spectacol fascinant, dar fără ca ei să fie parte a ceea ce se întâmplă. Însă, vedem în Sfintele Scripturi că Domnul se descoperă unor oameni care realmente îl caută și îl caută din toată inima lor. În Sfintele Scripturii, foarte ușor și repede se vede că centrul planului de mântuire făcut de Dumnezeu pentru întreaga rasă umană are în centru Golgota, jerfa Domnului nostru Isus Hristos. Dar apoi cel mai spectaculos eveniment care a putut vreodată să aibă loc este învierea Domnului Isus Hristos. Când Domnul muria la Golgota pe cruce, întregul cer era electrizat de tot ceea ce se întâmpla. Dumnezeu își întoarce fața de la fiul său. Pe fiul său l-a încărcat cu întreg păcatul omenirii, iar fiul lui prea iubit, strălucirea și bucuria întregului cer, își dădea viața chinuit de niște ființe pentru care Dumnezeu a alcătuit acest plan de mântuire. Întregul cer privia oarecum terifiat tot ceea ce se întâmpla. Dar momentul învierii a fost acel moment în care măreața putere fantastic de mare a lui Dumnezeu a început să se desfășoare în această înviere și priveleștea pe care au văzut-o lumile care sunt dincolo de ochii noștri a fost una extraordinară. Nimeni nu a văzut momentul acela a învierii, nimeni nu a văzut dintre oameni momentul acela al porților care se dau de perete în locuința morților, nimeni nu a văzut dintre noi aceste lucruri, dar lumea spirituală a văzut fiecare detaliu în parte. Oarecum parafrazat, ascultați ce spune Apostolul Pavel legat de evenimentul acesta în în Efeseni, capitolul 1, versetele 19 și 20, iată ce spune. Și iată care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. El, Hristos Domnul, a ieșit din mormânt, spunând aceste cuvinte, am fost mort, dar iată că sunt viu, și voi fi viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Spectacolul acesta, în ghilimele spectacol, a fost unul dintre cele mai mărețe evenimente care au existat vreodată. Dumnezeu dorește! ca fiecare om să beneficieze de această lucrare nemăsurat de mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci pe fiecare în parte îl dorește alături de el. Îl dorește ca și copil al său, bucurându-se de toate lucrurile minunate pregătite în cer pentru toți cei care vor fi copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca toți să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu. Dar iată, dragii mei, că deși dorința lui Dumnezeu este una extraordinar de mare și de frumoasă, puțini oameni sunt cei care beneficiază de această lucrare, extraordinar de mare pe care Dumnezeu a făcut-o. Principiul rămâne același. Cei care sunt cu adevărat interesați de relația cu Dumnezeu, Dumnezeu li se va descoperi într-un fel sau altul, le va vorbi pe înțelesul inimilor lor. Și îi va ajuta să treacă de pe o cale largă și extrem de demenitoare, pe o cale îngustă și grea. Dar această cale îngustă duce înspre cer, înspre porțile deschise ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne uităm în experiențele pe care evangeliștii le surprind din acest mare eveniment al învierii, foarte repede observăm că fiecare evanghelist în parte nu prezintă întreaga structură a evenimentelor și nu le prezintă nici într-un mod, să spunem așa, legat de timp. Fiecare, la rândul lui, fiecare ce urmează după. În sfârșit, ce face, dragii mei, fiecare evanghelist în parte, este că preia doar secvențe din evenimentul învierii sau amintește doar anumite persoane și nu încearcă să prezinte o cronologie a întregii învierii. Iată, dragii mei, cum în Evanghelia după Ioan, în pasajul pe care l-am citit, Ioan se concentrează în mod special asupra unei femei, o ucenică, o femeie care l-a slujit pe Domnul cu toată dedicarea ei și întotdeauna o vedem în primele rânduri ale slujitoarelor, și numele ei este Maria Magdalena. El se concentrează în mod special pe evenimentul acesta. Ceilalți evangeliști privesc femeile, alții privesc diverse ocazii, alții chiar privesc soldații, cum a re reacționat la evenimentul acesta. Dar ce vreau să vă spun este că fiecare dintre aceste pasaje, într-un fel sau altul, probează ceea ce spuneam mai înainte vor avea parte de lucrarea lui Dumnezeu și vor experimenta harul și bunătatea și prezența lui Dumnezeu, aceia care sunt realmente interesați de lucrul acesta. Nu cei care vor doar să vadă o minune, un fel de spectacol în ghilimele, nu cei care ar dori să vadă ceva extraordinar, dar nu sunt în mod interesați, într-un mod direct interesați să simtă, să vadă sau să se implice în aceste lucruri. Vor avea parte de Dumnezeu cei care sunt realmente interesați în tot ceea ce privește planul acesta al lui Dumnezeu. Și acum, ce voi face este să iau diverse momente din această istorie a învierii Domnului Isus Hristos, diverse personaje, ne oprim asupra lor și veți vedea cum lucrurile pe care le-am spus se probează aici, în pasajele acestea. Amintim, pentru început, această femeie extraordinară pe nume Maria Magdalena sau Maria din Magdala, cum mai este numită. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că femeia aceasta, așa cum spuneam și înainte, ea este cea care probează, dragii mei, într-un mod extraordinar învățătura pe care am spus-o. Ea este implicată extraordinar de mult în toată lucrarea pe care Domnul Isus a făcut-o. Ea a fost vindecată de Domnul Isus Hristos și Domnul a scos din ea sau a scos-o de sub puterea a șapte duhuri ale întunericului. Extraordinar depresată de aceste duhuri. Undeva la începutul lucrării Domnului Isus Hristos are loc minunia aceasta extraordinară, Domnul Isus o eliberează și ea imediat se pune în slujba Domnului. Îl urmează pe Domnul în toate locurile, o găsim pe Maria Magdalena lângă Maria, mama Domnului Isus și lângă cruce, o găsim și la înmormântare, o găsim și între cele care îmbălsămează trupul, o găsim peste tot pe această Maria Magdalena. Și iată ceva extraordinar, dragii mei. Dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, vedem că la un moment dat ea are parte de o viziune extraordinară. i se prezintă, îi se arată doi îngeri. Nici unui alt personaj, bărbat sau femeie, îngerii nu îi vorbesc în felul acesta îi se adresează într-o manieră foarte respectoasă, dar în același timp foarte caldă. Termenul acesta pe care îl întâlniți aici, femeie, este întâlnit în Noul Testament de cinci ori, poate chiar de șase. Domnul Iisus folosește de patru ori, doar de patru ori, termenul acesta de adresare, iar alți ucenici în diverse ocazii îl mai folosesc o dată și îngerii îl folosesc o singură dată de ce plângi? Domnul Iisus se apropie de ea și o întrebă la fel. De ce plângi? Pe cine cauți? Așa de interesant, regăsesc acest mod de apropiere foarte cald, foarte prietenos, în Cartea Genezei, când Dumnezeu se apropie de Adam, se apropie de Eva, și întreabă ce ai făcut, acolo se întâmplase ceva negativ, ceva grozav de rău. Dar aceeași căldură a apropierii, același mod foarte, foarte plăcut, foarte călduros de a se apropia, este aici față de Maria Magdalena. Prinsă de tulburarea ei, așa cum am citit, ați văzut că ea n-a că este Domnul, l-a confundat cu un grădinar, dar la un moment dat ați observat că Domnul rostește numele ei într-un mod aparte. Numai Domnul îi spunea așa. Nu știm exact cum era intonația în glasul lui, pentru că doar îi pronunța numele și era Miriam. Nu știu exact anume cum i-o fi spus, dar numai Domnul îi spune așa. În momentul în care uh, Domnul Isus îi pronunță numele, în momentul acela, în mod automat, dragii mei, în momentul acela ea știe foarte clar că are de face cu Domnul. Numai Domnul o chema în felul acesta. Îngerii îi vorbesc cu mult respect și multă căldură. Domnul se apropie de ea cu foarte mult drag, îi rostește numele într-o manieră extraordinară, într-o discuție privată, personală, doar cu ea vorbește îi transmite de asemenea și transmite ucenicilor prin ea un mesaj unic, dragii mei. Îi spune, încă nu m-am suit la tatăl meu, dar și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Du-te și spune ucenicilor lucrurile acestea. Și vă dați seama ce încurajare enormă era când puterea lui Dumnezeu cea mare și extraordinară, desfășurată în înviere, țintea înspre a face din oameni copii de Dumnezeu și Dumnezeu să-și copiii acasă, îi spune Mariei Magdalena du-te și spune-le că Dumnezeu este tatăl lor așa cum este și tatăl meu un mesaj extraordinar foarte personal și dacă ne uităm și ne întrebăm bine, dar uite, Dumnezeu încredințează unei femei un asemenea mesaj, se apropie într-o asemenea manieră de o femeie și nu vedem pe niciunul dintre ucenici tratat în felul acesta. Nu vedem pe niciunul dintre apostoli încărcat cu un asemenea mesaj în această primă zi a învierii. Apoi, adevărat, fiecare primește din partea lui Dumnezeu toată încărcătura de mesaj și de putere de care are nevoie. Dar în această primă zi, Domnul se apropie în primul rând de această femeie, îi vorbește într-un mod aparte. De ce? Oare de ce? Dacă ne uităm la Maria Magdalena și în istoria ei, de aici, din momentele acestea, descoperim că ea a fost una dintre cele mai harnice ucenice care au fost. Ea ajunge la mormânt de cel puțin două ori. După ce toți au plecat, ea rămâne la mormânt. Rămâne? Tulburată, necăjită, începe să plângă. Când vorbește cu grădinarul, îi spune: Unde l-ai pus? Mă duc să-l iau. Ia, femeie, biată de ea, se duce să care un bărbat care a murit. Un trup, un cadavru. Mă, mă duc să-l iau. Spune-mi unde l-ai pus. Nu mai erau piedici, nu mai era un cale absolut nimic. Pe ea o interesa un singur lucru: să fie cât mai aproape de trupul Domnului Isus, pe care l-a iubit din toată inima ei. Când vedem aceste lucruri în viața ei, nu este de mirare că Domnul se apropie cu atât de multă căldură și se apropie de ea cu atât de mult drag. Când ne uităm la Maria Magdalena, vedem spiritul de sacrificiu, și apoi vedem faptul că nu era dispusă să renunțe la Domnul Isus, chiar dacă acum mai rămăsese, cel puțin așa credeau ei, doar un trup înfășurat în pânze și cu întreg ceremonialul și întreaga pregătire de îmbălsămare neterminată, nefinalizată, chiar dacă rămăsese doar în starea aceasta, pentru ea era cea mai de preț comoară care exista. Nu era dispusă să renunțe. Observați, dragii mei, îl caută pe Domnul. Atâta știe, atâta poate. Este foarte insistent în căutarea ei. Și iată cum Domnul îi iasă în întâmpinare. Într-un mod, cu totul și cu totul aparte. Dacă ne uităm după aceea, în Evanghelia după Matei, vedem femeile. La rândul lor, au parte de o teofanie extraordinară, unică, de asemenea, și au parte și de prezența unor îngeri, în mod special unul dintre ei extraordinar. Acum, dragii mei, îngerul, atunci când se apropie de femei, în momentul acela, prima dată le spune, nu vă temeți, să nu vă fie frică. Scena pe care ele au văzut-o acolo era una terifiantă. O să vorbim despre ea puțin mai încolo. Dar când s-au uitat la prima dată le spune, nu vă temeți. După care le aduce vestia învierii. Le spune să meargă să ducă ucenicilor această veste și Domnul le întâmpină pe drum. Primul cuvânt bucurați-vă. Ăsta este primul cuvânt pe care Domnul le spune femeilor care erau mai multe și veniseră cu toate miresmele ca să îmbălsămeze mai departe, să finalizeze îmbălsămarea trupului Domnului Isus Hristos. Bucurați-vă! După care le spune, nu vă temeți, nu vă fie frică, merge și spuneți fraților mei și le trimite mesajul acesta al învierii. Dragii mei, când femeile acestea s-au hotărât să meargă la mormânt, erau două piedici imense în cale lor. Prima, piatra, ne spune evanghelistul Marco, care era foarte mare. Și cea de-a doua este să lucrezi cu trupul unui om pe care trebuie să-l întorci, pe care trebuie să-l răsucești, pânzele acelea foarte lungi de in subțire pe care le-a cumpărat Iosif din Arimatea trebuiau să fie desfășurate din nou, îmbibate în noua soluție, în cea de-a doua etapă a îmbălsămării, ca după aceea să poată finaliza întreg acest proces. Era o muncă de bărbat, dragii mei, și nu unul singur. Dar n-a fost niciun bărbat să meargă cu ele. Erau priatriști, erau Prea încurcați. S-au dus ele. Și uitați-vă, vă rog, când Domnul le iese în întâmpinare: dă piatră la o parte, dă garda romană la o parte, pentru Înger n-a fost nicio problemă lucrul acesta. După care le vorbește cu atât de multă căldură femeilor. De ce le vorbește? De ce lor li se arată și Îngerul, li se arată și Domnul? și îngerul vorbește cu ele și le aduce mesajul plin de bucuria al învierii și Domnul li se arată și le vorbește despre înviere. Oare de ce? Pentru că, dragii mei, pentru ele nu exista piedică ele vroiau să împlinească tot ce trebuia împlinit cu privire la Domnul Isus Hristos. Pentru ele, Domnul era extraordinar de valoros. Și dacă oarecum în mintea lor, în momentele acelea, în viziunea lor, nu rămăsese decât doar trupul acela din Domnul Isus Hristos, n-au renunțat nici măcar la trupul acela. În timp ce toți ceilalți le-ar fi lăsat toate baltă, ele continuau să meargă să-și arate întregul respect față de tot ce a Domnul în viața lor. Nu este de mirare, dragii mei, că femeile acestea au parte de arătarea Domnului nostru. Dacă ne uităm la ele, sunt câteva cuvinte care s-ar desprinde cu privire la atitudinea și la munca lor. Consecvență în slujire, indiferent de obstacole. Dacă la Maria Magdalena ne-am uitat și am văzut spirit de sacrificiu, dacă ne uităm la aceste femei, vedem consecvență. Dragii mei, nici una dintre ele nu este dispusă să renunțe. Ca și cum aș spune, de Domnul nu mă las! Și dacă orice am în fața ochilor este doar un zid de care nici cum nu mai pot să trec, de Domnul nu mă las. Uitați-vă cum răspunde Domnul la atitudinea aceasta. Nici ele nu știau de înviere, nici ele nu știau ce s-a întâmplat, și ele erau cuprinse de panică și de frică, și ele trăiau exact aceeași angoasă ca și toți oamenii în fața morții, și ele erau oarecum blocate în apropiere de Domnul Isus, de faptul că, iată, murise, era mort, era îngropat, dar nu s-au lăsat, au continuat să caute. Și iată, dragii mei, cum li se prezintă Domnul. Dacă privim apoi mai departe, ajungem la doi dintre ucenici. Aceștia sunt Petru și Ioan, unul dintre cei mai în vârstă și cel mai tânăr. Și când Maria Magdalena ajunge prima dată la mormânt Ia vede că piatra e dată la o parte, că acolo nu mai este nimeni, trupul nu mai este în mormânt și fuge imediat în cetate, în Ierusalim, merge la casa unde erau adunați foarte mulți ucenici, printre care și apostolii, și Petru, și Ioan, și le spune, l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Era panica și spaima ei. Petru și Ioan, rapid, când au auzit de profanarea mormântului, auzit de uh, faptul că a fost furat trupul Domnului Iisus Hristos, rapid, fug acolo. Ioan mai tânăr, mai iute de picior, ajunge primul, ajunge și Petru și tot ce au ei parte din învierea Domnului Iisus în aceste momente sunt doar niște fâșii de pânză. Nu li se arată niciun înger, nu le vorbește niciun glas venit de dincolo de sferele pământului acestuia, nu li se arată nici Domnul Iisus Hristos în momentele acestea. Ei ce se uită este că văd pânzele acelea, se uită la el și spune Ioan, când a intrat, a avut și el acum curaj, dacă Petru deja intrase mormânt, acum are și el curaj, intră și el, se uită și spune, a văzut și a crezut. Cel care este descris aici, el se descrie pe sine însuși, dar în mod obișnuit evreii nu vin și spun, eu am făcut, eu am mers. Ei vin și spun, el a făcut, el a mers cel pe care Domnul îl iubea și se descrie pe sine însuși, cel care era mai tânăr, cel pe care Domnul Iisus îl iubea, fugea mai repede, vorbea despre sine însuși, a avut și el curajul, a intrat, a văzut și a crezut. Ce a văzut și ce a crezut? Prima materie de îmbălsămat, acea cantitate uriașă pe care a cumpărat-o Iosif din Arimatea de Smirnă și Aloie, din câteva cercetări care s-au făcut, sunt concluzii pe care nu le putem prezenta ca și foarte sigure, dar după obiceiurile care s-au păstrat din vremea aceea, se pare că era o soluție undeva cu niște granule semisolide, în care atunci când se rula pânza aceea de in subțire, o pânză cam de 20-30 de centimetri lățime cu aproximație, atunci se punea substanța aceasta, se împrăștiau acele granule și după care venia rulat. Ele produceau un miros foarte puternic, era un miros parfumat, dar era ceva extraordinar de puternic, cu rol de îmbălsămare. Ei, odată ce erau rulate pânzeturile acelea, ele deveneau ca și un corp comun. Se pare că la înviere, atunci când Domnul Isus Hristos a înviat, având în vedere că după înviere trupul Domnului Isus nu mai era supus legilor pământului, el apărea și dispărea intra în locuri unde nu era nimeni. La un anumit moment, prezentarea Scripturii îl arată pe Domnul Iisus ca și șezând în mijlocul ucenicilor mai de dinainte, nu că a venit în momentul acela. Era deja acolo, dar ei nu-l vedeau. Și numai dintr-o dată s-a făcut de văzut, cunoscut, au reușit să-l vadă. Se pare că, se pare că, după învierea Domnului Iisus Hristos, spânzele acelea nu erau desfăcute, erau făcute sul, erau toate acolo intacte, afară doar de acel ștergar care era așezat pe față într-un fel anume care era pus deoparte, toate și-au păstrat forma corpului. Ca și cum ar fi dispărut dintr-o dată trupul care era înăuntru și-a rămas toată, să spunem, în ghilimele, carcasa aceea. Asta se pare că au văzut ucenicii. Noi nu știm sigur 100% aceste lucruri, dar nimeni nu s-a atins de trupul Domnului Iisus Hristos. Asta ne este foarte clar. Au păzit romanii, straja până la un punct, iar de acolo a preluat îngerul Domnului și a păzit tot ce era acolo. Nimeni nu s-a atins ca să desfășeze, să facă ceva. Iar Domnul însuși nu putea face pentru că inclusiv mâinile erau prinse în bandajele acelea. Asta văd cei doi, nu văd îngeri? n au îngerii vorbind? Nu-l aud pe Domnul? Nu-l întâlnesc pe Domnul? Oare de ce? Dacă ne uităm, dragii mei, repede se poate vedea că atunci când au venit femeile, primul rând de femei care au dat vestia, ei considerau că sunt un fel de basme. Nu credeau nimic. Erau îndurerați, erau necăjiți, încă le stăruia în minte imaginea răstignirii și a îngropării Domnului Iisus Hristos, nici vorbă să existe ceva în viere. Nu le-au crezut pe femei, considerau că basme, nu i-au crezut nici pe cei doi ucenici care au venit pe drumul Emaosului, deși aceștia veniseră mai târziu decât ce povestim noi în momentul acesta. Deci nu erau dispuși să creadă aceste lucruri. Au fugit până la mormânt de teama profanării a ce era acolo, dar s-au oprit la atât. Iată că Domnul nu li se arată în aceste prime momente, ci doar seara, după ce ajung cei doi ucenici din Emaus, în aceeași zi, dar seara. Și atunci când Domnul li se prezintă lor, le aduce niște argumente mai speciale, ceva deosebit. Dar ați observat, S-a arătat cu foarte multă bucurie și cu foarte mult drag, dar fără să fie constrâns de absolut nimic, el se prezintă femeilor, pentru că femeile acestea doreau din toată inima să-l vadă pe Domnul. Nu au renunțat nici cum la ideea de a fi alături de el. Dacă ne uităm apoi la cei doi ucenici care mergeau pe drumul Emaosului, și ei au parte de, să spunem așa, o teofanie specială, o arătare a lui Dumnezeu specială. Merg pe drumul spre Emaus, nu era o distanță chiar foarte mare, și ne spune scriptura despre ei că la un moment dat, mergând pe drum, s-au trezit că nu sunt doi, că sunt trei, mai era încă unul cu ei. Ei mergeau amărâți, erau triști, se întrebau, se frământau, mergeau mai departe și iată că dintr-o dată Domnul intră în vorbă cu ei, îi provoacă cu câteva întrebări, îi ascultă, la momentul potrivit îi și mustră și după aceea începe să-i învețe și lor le dedică un timp aparte. Până când au ajuns acolo la Emmaus, efectiv ia toată Scriptura de la ce au scris primii profeți și până în psalmi și până la ultimii profeți, preia fiecare învățătură care era cu privire la el și vreau să vă spun că sunt foarte multe și Domnul să o ia pe fiecare și le explică și le arată. Le acordă un timp special, un timp aparte. Când ne uităm la ocenicii aceștia, îi vedem că, îi vedem că erau așa de de tot ce spunea Domnul Isus, folosesc o expresie aparte, ne ardea inima în noi, erau atât de bucuroși să-L audă, spunând și le deschidea mintea. Să înțeleagă că Hristos trebuia să învie. Păi și niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele vorbeau despre o înviere din morți, erau așa oarecum între realitate și basm, între să creadă, să nu creadă, se întrebau, erau amărâți, nu știau cum să înțeleagă și Domnul Iisus le acordă un timp special. Reușesc să realizeze că au de a face cu Domnul atunci când, la fel ca și cu Maria Magdalena, observă un gest special al Domnului Iisus. Nu l-au recunoscut. Probabil nu avea aceeași înfățișare. Dar în momentul în care s-au așezat la masă și Domnul a cerut binecuvântarea și afrând pâinea aceea, lipia aceea cum era făcută, în momentul în care a rupt pâinea aceea și le-a dat-o, era ceva propriu Domnului Iisus Hristos. Au avut ocazia să vadă locul acesta de multe ori până acum. Și iată că dintr-o dată, în momentul acela, la fel ca și Maria Magdalena, realizează că este Domnul. Nim nimeni nu făcea lucrul acesta exact ca și el. Li se deschid ochii, îl văd și în clipa următoare și dispare. De ce oare le, ac le acordă Domnul un timp aparte, o învățătură aparte? Stă de vorbă cu ei? De ce lucrul acestea? Pentru că erau foarte frământați și la maximă interesați. De tot ce însemna Domnul nostru Isus Hristos. Frământarea aceasta se vede așa de clar în ceea ce îi privește. Nu erau indiferenți? Nu le era tot una? Nu au renunțat la gândul că Domnul Isus Hristos acum a murit și dacă a murit, atunci. S-au dus pe râpă toate planurile noastre. Noi credeam că El este acela care va mântui pe Israel, noi credeam că El este împăratul, vorbit din profeți de mult, că El va ridica Israelul la înălțimile și pe cele mai înalte culmi care au existat vreodată. Noi credeam că, nu, dragii mei, nu renunță încă se frământă, încă se întreabă și este ceva foarte interesant. Se întreabă unul pe altul și fiecare își pune câte o întrebare legat de ce s-a întâmplat. n au răspuns, dar continuau să-și pună întrebări. Și iată că Dumnezeu vine să le răspundă. Erau căutători de Dumnezeu, foarte sinceri îndurerați, erau încurcați în tot ceea ce se întâmpla. Pentru ei erau niște baraje imense în fața înțelegerilor, dar nu se lăsau nu au venit să zică, dă-le încolo, dacă așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, nu mai contează. Nu, dragii mei. Continuau să fie interesați și se luptau și încercau să afle. Și au aflat. O altă arătare, aceasta este mai deosebită, este Toma. Nu știu ce s-a întâmplat de nu eram împreună cu toți ceilalți, dar atunci când Domnul îi se arată lui Toma, știm foarte clar că Toma renunță la câteva din cererile care le are. Până nu voi pune eu mâna, zice Toma, până nu o să pun eu mâna, eu nu voi crede. După ce se petrece evenimentul arătării Domnului Iisus, în mod special pentru Toma, în momentul acela, dragii mei, observați că Domnul vine și spune, ferice de cei care n-au văzut și au crezut și ferice de tine, Toma, că de fapt tu, după ce ai văzut, ai crezut, nu mai vorbește de pus mâna. Nu știm dacă a pus mâna, probabil că n-a mai pus nicio mână. I-a fost suficient să-l vadă și să-l audă. Dragii mei, deși Domnul îi se arată lui Toma, vedem că îl mustră, vedem că îl încurajează, Domnul îi se arată și lui, și mă întreboare de ce. Pentru că putea să nu îi se arate. De ce, a doua oară, când se prezintă, neapărat ține să fie și Toma acolo și să-i vorbească personal lui Toma? Când ne uităm la el, dragii mei, el n-a fost parte a evenimentului primei zile când Domnul Isus s-a înfățișat înaintea ucenicilor. N-a fost cu ei, probabil, în diverse perioade de timp dar după opt zile îl vedem din nou întors în mijlocul ucenicilor nu știm ce s-a întâmplat dar n-a renunțat la ucenici nici la grupul lor n-a renunțat nici la închinarea care era nici la credința în Domnul Isus Hristos el avea o problemă imensă legată de înviere pentru el era inacceptabil ca cineva să afirme așa ceva avea nevoie nevoie de dovezi extraordinar de mari dar n-a renunțat la Domnul n-a renunțat la Domnul. Și Domnul îi se prezintă și lui. Acum apare un grup special, acesta este aparte, ei au parte doar de arătarea Îngerului, nu și a Domnului Iisus Hristos, nu li se adresează absolut nimic, sunt doar martori la ceea ce se întâmplă, niște martori tare neputincioși, dar iată că ei au parte de o vedenie extraordinară și îl văd pe Îngerul Domnului. E vorba de soldați. Nu-l caută pe Domnul, nu sunt interesați de Domnul. Interesul lor este în cu totul altă parte. Dar așa s-a întâmplat că erau exact în calea împlinirii planului lui Dumnezeu. Ei erau cei care puseseră acea pecete pe piatră și odată pusă pecetea aceea însemna că locul respectiv este protejat de armata romană și aparține cezarului. Nimeni nu avea dreptul să meargă să rupă peceta aceea, să deschidă mormântul într-un mod interesant întregul Imperiu Roman în ghilimele, să spunem, reprezentat acolo de garda romană, proteja tot ce se întâmpla înăuntru mormântului ca nimeni să nu aibă acces acolo. Ceva extraordinar s-a întâmplat acolo. Dar s-a nimerit că erau exact în calea planului lui Dumnezeu, legat de învierea Domnului Isus Hristos. Era încă noapte, dragii mei, și era întuneric. Și dintr-o dată a strălucit în jurul lor o lumină cum oamenii de obicei nu pot să stea să se uite, să vadă cu ochii. Strălucea ființa aceea care a coborât din cer, cum strălucește fulgerul. Și noi știm, mai ales când este întunecat sau este noapte și apare un fulger din acela care brăzdează cerul, că îți vine să închizi un picuț ochi este prea puternică lumina aceea. Imaginați-vă că dintr-o dată se coboară o ființă din cer care are strălucirea aceea, este îmbrăcat în haine albe, nu le spune absolut nimic, pune mâna pe piatra aceea care era extraordinar de mare, o dă la o parte, se pare că îngerul nu doar a dat piatra aceea la o parte, era un fel de șans și piatra aceea era rotundă ca să acopere intrarea mormântului, cam așa făceau de multe ori, să poată fi rulat într-o parte sau alta. Se pare că îngerul a luat piatra aceea și a scos-o din șanțul ei și i-a dat drumul de pământ și a produs cu tremurul acela de pământ. Când l-au văzut soldații, dragii mei, când i-au văzut măreția și puterea și gloria, ne spune Scriptura că au început să tremure, după care realmente să vezi o gardă romană de oameni leșinați. Toți au căzut la pământ. Asta este tot ce li s-a arătat lor. L-au văzut pe înger coborând, l-au văzut cum pune mâna pe piatră, l-au văzut cum o dă la o parte și cum dă cu ea de pământ, după care ne spune Scriptura și îngerul se așează pe piatră. Nu îl interesează soldații. Nu le vorbește, dar nici nu-i omoară. Se putea întâmpla, dragii mei, ca piatra aceea care era foarte mare, oarecum așa, din întâmplare, să cadă și tocmai peste gardă romană. Nu era ceva ieșit din comun. Și să-i facă pe toți una cu pământul, să-i dea la o parte din cale. Dar Îngerul nu face asta. Ia piatra, asta l interesa pe el, o dă la o parte, produce cu tremurul acela de pământ, deschide calea femeilor, după care se așează pe piatră și realmente nici nu îi bagă în seamă deschide drumul femeilor, vorbește doar cu femeile, le vestește învierea doar femeilor, era acolo special ca să le protejeze și de garda romană și să le deschidă drumul înspre mormântul care, iată, era deja cea mai puternică dovadă a învierii Domnului nostru, Isus Hristos. Dacă ne uităm la soldații aceștia, vedem, dragii mei, că ei mai degrabă erau îndrăgostiți de bani și de câștig decât de minunia pe care au văzut-o cu ochii lor și la care Dumnezeu i-a făcut martori. Au fugit în cetate când și-au revenit din leșin, evident îngerul nu mai era acolo sau îngerul nu mai era văzut de ei, așa cum îl văzuse rei în timpul nopții, au mai prins puțin curaj, că acum vedeau soarele, au fugit repede în cetate, în loc să se ducă la comandanții lor să mărturisească ce s-a întâmplat și să dea raportul cu privire la tot ce a fost acolo, fug repede la preoți, pentru că numai ăștia trebuiau să știe ceva de ființele acelea fantastice, de o putere colosală care a coborât și le-a dat piatra la o parte, se duc la preoți, încearcă să-i întrebe, și dau de niște oameni care, la rândul lor, își aveau interesele lor cu mult mai mari decât orice interes legat de mântuire. Le-a dat mulți bani și le-a spus, ziceți, așa. Pe când dormeam noi, pe când dormeam noi, au venit ucenicii și au luat trupul. Știți? Întotdeauna lucrul acesta a fost. Evident, pentru toată lumea. Cel mai sigur lucru că un martor nu va depune niciodată mărturie este atunci când martorul acesta nici nu mai poate să vorbească. Și cel mai sigur era ca martorul acesta să moară. Ce face Sinedriu? Ce fac viclenii acești de oameni? Le dau banii, dragii mei, și învață să spună ceva care pentru ei însemna moarte sigură. În lege, legea romană, privitoare la păzirea unui obiectiv militar, era foarte clar scris. Dacă un soldat părăsește postul de gardă, dacă pierde lucrul sau obiectul încredințat lui, sau dacă se rupe sigiliul pe care îl păzește, în momentul acela colegul lui este obligat de legea militară să-l omoare imediat. Și o gardă întreagă să vină și să spună ceva de felul acesta. Am stat și am păzit mormântul și mi s-a făcut somn. Ne-am dus, ne-am pus, ne-am culcat. Și când i-am culcat, la un moment dat cineva a văzut că vin ucenicii, dar ne-a fost prea greu și bun somnul ca să ne mai sculăm să îi împiedicăm pe ăștia că oricum furau un cadavru, ce mare lucru. Și am lăsat să-l fure și l-o furat și s Și acum noi știm cine l-o furat, dar ne-a fost prea somn pentru asta. Fără să avem informații foarte clare, aproape 100% nici unul n-a mai rămas în viață. Le-au fost dragi banii s-au bucurat tare de sumele mari de bani. Decât să stea să gândească puțin că Dumnezeu le arată ceea ce cei mai mulți oameni n-au ocazia să vadă. Să audă cuvinte pe care cei mai mulți oameni n-au avut niciodată ocazia să le audă și să se întrebe de unde vine ființa aceasta atât de strălucitoare. De unde are puterea aceasta enorm de mare? Cine mă poate învăța ceva despre ei? Cine sunt de unde vin, de ce vorbesc, ce anume spun, ce anume vestesc. N-au înțeles nimic, n-au văzut nimic, probabil că în scurt timp nici nu mai aveau ce să înțeleagă. Și ultimul grup pe care îl amintesc e vorba de oameni care n-au văzut îngeri, nu l-au văzut pe Domnul, n-au -au auzit nimic legat de Domnul, n-au văzut mormântul, n-au văzut fășile, n-au fost interesați de absolut nimic, sunt mari preoți și sunt bătrânii din vremea aceea. Minune după minune, toate se derulau în fața ochilor lor. Ei erau cuprinși de o invidie fără seamăn toate le face de minune. Chiar și pe morți îi învie, la un moment dat spuneau și ei și farisei de asemenea. Erau plini de invidie și lucrul acesta îl citește în mod special Pilat când se uită la ei, văzând cu câtă înfocare veneau să-L părască pe Domnul Isus Hristos și să depună mărturii care mai de care mai hilare și mai ciudate. Știa că din invidie îl dădeau în mâinile lui sunt dispuși să cheltuiască sume mari de bani, numai ca să oprească zvonul învierii. Sunt dispuși să omoare pe oricine ar fi stat în calea planurilor lor, pe care într-un mod paradoxal le vedeau divine și extraordinare. Tocmai ei erau păzitorii poporului Israel, lupii așezați ca păzitori la turmă. N-au parte de nimic, dragii mei, decât doar de cuvinte aspre din partea Domnului Isus atâta timp cât era în viață, și probabil la vremea știută de Dumnezeu, de o foarte aspră și mare judecată la încheieria tuturor lucrurilor. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că este nespus de important pentru un om, dacă dorește să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu, să-și arate tot interesul în privința aceasta. Dacă un om nu vrea să-l cunoască, atunci nu va fi interesat. Nu va investi nimic. Nu va căuta nimic. Nu va face nimic. Dar omul care îl caută pe Dumnezeu, vreau să vă spun, dragilor, cu siguranță îl va găsi. Cine bate, îi se va deschide. Cine caută, găsește. Și celui care cheamă, îi se răspunde. Și Dumnezeu are modalități extraordinar de mari de a ieși în întâmpinarea unui om. Dar vreau să vă spun, întotdeauna o va face cu bucurie și cu drag pentru fiecare om care îl caută din toată inima. Când un om se întoarce la Dumnezeu, se produce o schimbare, o transformare extraordinar de mare în lăuntru și în mintea lui. Aceasta se produce în mod special datorită unei experiențe pe care o are cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi dă putere pentru tot ceea ce urmează. Și sunt foarte diferite aceste experiențe pe care oamenii le au cu Dumnezeu. Dar această experiență cu Dumnezeu, dragii mei, o au doar acei oameni care realmente îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Amin. oh